Dăruiește bine cuvântați să credeți în această dimineață. Mulțumim Domnului de harul acesta minunat că ne-a ajutat să intrăm în casa Lui, în casa în care Dumnezeu își revarsă bucuria. Haideți toți să cântăm spre slava Lui, că Dumnezeu este bun și drept. Și Dumnezeu revarsă bunătatea Lui peste fiecare dintre noi. Amen.
Vrem să mergem pe caz pe genunchi înaintea Domnului în această dimineață și să-i mulțumim, spunând, Doamne, îndurarea Ta și pentru mine s-a înnoit. Îndurarea Ta și pentru casa mea, Doamne, s-a înnoit. Și în această dimineață suntem în locul acesta. Și vrem să-ți mulțumim, Doamne, total Angelului Dumnezeu. Și avem o listă întreagă înaintea Domnului, așa e? Dar în ziua aceasta vrem să-i mulțumim, căci Domnul este bun. Vrem să-i mulțumim Domnului, căci este îndurător. Vrem să-i mulțumim Domnului, căci este milostiv. Vrem să-i mulțumim Domnului, că încă nu a fost un foc mistuitor. Vrem să-i mulțumim Domnului, că este împăratul care vine. Vrem să-i mulțumim Domnului, că este vindecătorul. Vrem să-i mulțumim Domnului, că este izbăvitorul. Vrem să-i mulțumim Domnului, că este ocrotitorul. Și cum spune Salmistul, de n-ar fi Domnul de partea noastră să spună negreștenii, oșenii, acum, dar Domnul a fost din partea noastră. Ne proșternem pe genunchi și ne rugăm Domnului.
Haideți să rămânem câteva momente înaintea Domnului în picioare. Am vrea să privim stânga, în dreapta, spre fratele nostru, spre sora noastră și să ne binecuvântăm în numele Domnului. Vi s-au mai destrețit frumânțile, lăudați să fie Dumnezeu. Omul cel mai fericit este omul acela care se mulțumește cu ce are și știe să-i mulțumească lui Dumnezeu. Într-o împrejurare, Domnul vindecă 10 leproși. Puterea lui Dumnezeu nu este limitată ca și puterea noastră. 10 leproși au fost vindecați. Și dintre ei, unul singur și-a învățat lecția până la capăt. Și spune Scriptura acolo atât de frumos, s-a întors înapoi, după ce s-a văzut că este curățit, și face un gest nobil înaintea lui Dumnezeu. Acela de a se închina înaintea lui Dumnezeu și de a-i mulțumi. Dar se pune acolo o întrebare și zice Domnul, dar ceilalți nouă, unde sunt? Dacă Dumnezeu vindecă 10, nu 10 trebuiau să mulțumească? Probabil ai uitat să-i mulțumești lui Dumnezeu, suntem astăzi în casa Domnului să ne aducem aminte de binele pe care le-a făcut Domnul și să-i mulțumim Domnului. Suntem în casa Domnului să ne aducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu care s-a revărsat peste noi ani și ani de zile și poate de multe ori n-am putut să-i spunem lui Dumnezeu, îți mulțumesc frumos, Tată. Îți mulțumesc frumos pentru că ești bun, ești îndurător și mi-ai mai dat viață. Mi-ai mai dat viață să mă smeresc, să mă pocăiesc. De aceea suntem astăzi aici, să-i mulțumim Domnului. A Domnului să fie slava, cinstea și onoarea. În continuare, tinerii vor lăuda pe Domnul. Cu o cântare, apoi în urmă, fratele Daniel, vă dau un demn din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.
Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt, acum și veci de veci. Amin. Pentru că și în această dimineață și-a renuit îndurarea, bunătatea pentru noi. Și cum spune Psalmul 5, dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Amin. Îi mulțumim de tot sprijinul și ajutorul care l-a acordat în acest an. Este o zi de mulțumire și cum s-a închis la prima rugăciune. În această zi am dorit ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Suntem foarte obișnuiți să cerem atâtea lucruri lui Dumnezeu și cum spune Apostolul Pavel lui Timotei, capitolul 2, și îndemna că se facă rugăciuni, cere, mijlocii și acolo continuă și mulțumim. Noi de multe ori facem rugăciuni. Cere, mijlocii, dar de foarte puține ori facem mulțumim. S-a amintea de acel lepros care a fost vindecat, curățit și a venit și a mulțumit Domnului. Dar ceilalți, nu. Omul, după ce este bine, uită să mulțumească. Am vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu, chiar și dacă încă mai ești în suferință și în necaz. Aș vrea să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este vegheator asupra noastră și n-a îngăduit mai mult. Psalmistul în Psalmul 34 spunea că va binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura Lui. În Psalmul 103 spune că binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile pe Domnul. Chiar și atunci când ești în Scripturare și că nu sunt lucrurile cum ai vrea tău, să nu uiți să-L lauzi pe Dumnezeu. Vreau să vă aduceți aminte de Iov. În cele din urmă, când a venit soția lui la el și a spus, lasă-mă pe Dumnezeu. Și el a spus, vorbește ca o femeie nebună. Oare nu se cade să primim lucrurile rele, cum ne-a primit și pe cele bune? Vedeți? Sunt oameni care au avut echilibru, au trecut peste chiar și peste încercări și au știut să-L binecuvânteze de Dumnezeu. Lucrul acesta am vrea să-L facem astăzi. Chiar și la timpul de rugăciune, când ne rugăm pentru cei bolnavi, în această rugăciune am vrea să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a vegheat și pentru că suntem bolnavi, dacă mai suntem. Pentru că și El încă veghează asupra noastră. Am putea nu să fim bolnavi, să nu mai fim. Am putea să fim mai rău. De aceea, îndemnul meu este ca în această zi să mulțumim Domnului. Vreau să continui să citesc câteva versete din Psalmul 103, care este bine cunoscut de noi și să privim înspre ele mai cu atenție. Versetul 2 continuă și spune: binecuvântează sufletul pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Spune: El îți iartă părădelegile tale, El îți vindecă bolile tale. Ne-a iertat Dumnezeu până acum? Ne-a vindecat Dumnezeu până acum? Spune că o face și în continuare. Trebuie să-i cer. Aș vrea să-i mulțumim pentru lucrul acesta. El îți izbăvește viața de îngroapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. De câte ori ne-a izbăvește Dumnezeu viața de îngroapă și ne-a încununat cu bunătate și îndurare. Statul de bunătăți pătrânețea și te face de tine de știare și ca pământul. Câte lucruri și câte bunătăți ne-a dăruit Dumnezeu. Celor tineri, copiilor, celor bătrâni. Trăim aceste vremuri de binecuvântare. El a făcut să răsare soarele, spunea în Matei, capitolul 5, Domnul Iisus, și peste cei buni și peste ceilalți. A dat ploaie pe pământ. Pământul și-a dat roadele. A fost un an binecuvântat. Se cade să mulțumim lui Dumnezeu. Versetul 8. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânie pe vecie. Chiar dacă am văzut răi,
chiar dacă a trebuit Dumnezeu să ne certe, a încetat. Nu s-a certat fără încetare, să continue să ne certe. A încetat. Nu a ținut mânie pe vecie în privința noastră. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legele noastre. Ce zice dacă Dumnezeu era drept cu noi și nu era așa cu noi și prostit? Și ne făcea după păcatele noastre când am păcătuit și când am greșit. Nu se-i cade să-i mulțumim Lui pentru că ce-a fost mult cu noi și nu ne-a făcut după păcatele noastre și după fără de legele noastre. Cât, și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Și cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El părătărișele noastre de la noi. Amin. Amin. Și continuă. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. A fost un tată bun și de Domnul. Obișnuim ca în această rugăciune să ne rugăm pentru cei bolnavi, dar vrem să fim atenți. Pentru că și noi avem tendința pe tot ce a lui Dumnezeu, dar vrem ca să-i mulțumim lui Dumnezeu că a fost bun cu noi. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că este bun în continuare cu noi. Să-i mulțumim că El ne va vindeca, El ne vindecă, El este cu noi, ne păzește. Vreau să vă invit să vă ridicați pe picioare. Și tot psalmistul spunea în Psalmul 116, versetul 12, își punea o întrebare și s-a gândit. Și spune așa. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Aceasta a făcut-o psalmistul. Haideți să o facem și noi. Vom merge pe genunchi și îl vom binecuvânta pe Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Deci a fost bun cu noi și anul acesta. Și să îl slăvim din tot sufletul nostru. Amin.
este milostiv și drept. Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Și acum permiteți-mi să vă pun o întrebare și fiecare dreptul lui să-și răspundă. Tu ce fel de om ești? Probabil ești un om dintr-o bucată, cum spune român. Sau ești un om dur. De obicei bărbații sunt mai duri, nu lasă niciodată să le curgă vreo lacrimă pe o braț. Dar dacă Biblia spune despre Dumnezeu că este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare și noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Domnul Iisus spunea într-o împrejurare atât de frumos, milă voie și nu jertfă. De aceea în această zi suntem în locul acesta să dăm slavă lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Cântăm cu toți o cântare și apoi în urmă, fratele Pop Vasile ne va îndemna din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. Cuvântul lui Dumnezeu, la aceasta ne îndemnăm.
termina cântarea de dinainte. Să mulțumim Dumnezeului nostru. Mulțumirea e o stare a inimii noastre, frați și surori. Gata este inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta și voi suna din instrumentele mele. În altă parte, într-o cântare de laudă a lui Israel spune, cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă. Și zic, lucrarea mea de laudă este pentru Domnul. Ce e în inima noastră, frați și surori? E plină de dragoste pentru Dumnezeu nostru. E plină de iubire. Dacă e plină de dragoste, dacă inima mea și a ta solicite Dumnezeu de Domnul și Dumnezeu nostru, atunci clopotește-n ea cuvinte pline de farmec, cuvinte pline de mulțumire. Se cânta într-o cântare la început, zi de bucurie, zi de veselie. Dacă în vechiul legământ Domnul a rânduit Israelului prin lege anumite sărbători, când poporul Israel trebuia să se înfățișeze înaintea Domnului, să aducă jertfe, să-L laude și să slăvească pe Domnul lui. În nou legământ, noi care suntem, cuvântul ne spune, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Totdeauna să mulțumim lui Dumnezeu. Cum spune omului Dumnezeu David, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Mulțumirea va fi totdeauna pe buzele mele și limba mea va mulțumi. Dacă se spunea mai înainte unul dintre motivele de mulțumire, Pavel scrie Colosenilor și le zice, mulțumim Tatălui care v-a împrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Dumnezeu, frați și surori, El ne-a împrednicit. N-am avut merite. N-am fost mai bun ca alții. Dar harul lui Dumnezeu, bunătatea Lui, ne-a împrednicit și pe noi să moștenim cu Sfinții Lui acolo în veșnicie. Știm ce spune cuvântul despre noi. Eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care am trăit după mersul lumii. Zice că între ei eram și noi. Dar Dumnezeu ne-a iertat și ne-a adus la viață împreună cu Hristos. De aceea să-i mulțumim. Și mai spune cuvântul, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot, pentru viață, pentru binecuvântări, pentru încercări. La aceasta suntem îndemnați. Aș vrea să mai vedem niște aspecte, că zic niște, ale mulțumirii. Zice Pavel când scrie Filipenilor, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Vedem acolo cuvântul, zice, m-am deprins, zice Pavel. M-am deprins de multe ori sau înainte, mulțumirea nu era o deprindere a noastră, frați și surori. Eram nemulțumiți, cânteam, vorbeam, dar Pavel zice, m-am deprins, trebuie să ne deprindem.
Aceasta să ne fie starea. Dar dacă ne uităm atenți, aici, în Filipeni, vedem că Pavel vorbește despre cele firești. Că zice, știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în versul, m-am deprins să fiu sătul și flămând în lipsă. Vorbește despre cele firești. Ori noi, de multe ori, în domeniul acesta, nu suntem mulțumiți. Sau avem nemulțumiri. Și niciodată nu-i de ajuns și alergătura noastră și alergarea noastră o ia pe câmpul lumii acesteia din cauza nemulțumirii. Trebuie să ne deprindem să fim mulțumiți, frați și surori, cu ce avem, cu ce ne binecuvintează Dumnezeu. Dacă vorbim de mulțumire, ce ne scrie Pavel aici se referă la cele firești. Eu zic că ar trebui să fim nemulțumiți nu de cei în biserică, nu de frații noștri, de surorile noastre. De aceasta ar trebui să fim mulțumiți. Ar trebui să fim nemulțumiți de starea noastră spirituală. Și-l vedem pe Pavel, tot aici în cartea Filipeni, vorbește în capitolul de dinainte. Nu că am și câștigat premiul, sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc. Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești. Mulțumiți să fim totdeauna. Nemulțumiți să fim de starea noastră spirituală. Mereu este loc de mai bine. Tot mereu trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Să fim cât mai aproape de El. Să ținem aproape de El, frați și surori. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să mulțumim și să binecuvântăm pe Dumnezeu nostru în orice vreme. Haide să ne ridicăm înaintea Domnului și să-L rugăm să ne binecuvinteze cu starea aceasta. Căci El este Cel care dă binecuvântarea. Slavă Domnului!
cităm două versete într-o cântare și apoi vreau să vă pun o întrebare după ce cântăm.
Binecuvântat să fie al Domnului Sfântul Doamne, Dumnezeu, Abraham, Isaac și Iacob, Tatăl Domnului Iisus Hristos, Tatăl nostru care ești în cerul, că ai găsit cu care ca să ne binecuvântezi cu toate binecuvântările tale cerești și pământești. Venim cu mulțumire înaintea ta pentru copiii care ne-ai dat în familie. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos, căci bucuria ne este de plină pentru copiii care ne-ai dat. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus, căci dragostea ta s-a arătat mare față de noi, binecuvântat să fie al tău Dumnezeu. Că au văzut ochii noștri ziua de astăzi, în care am putut veni în casa ta să-ți aducem mulțumire rugăciunilor noastre și chiar strângerea noastră la oaltă ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Ne-ai binecuvântat în numele Domnului Iisus Hristos, ca bucuria să ne fie de plină fiecare dintre noi. Venim să-ți mulțumim pentru copiii de la orchestră, pentru cei ce s-au stărit pe fiecare aceasta. Răspătește ostenea la fiecare dintre ei cu viața veșnică și cu toate binecuvântările tale cerești și pământești. Îți mulțumim pentru frații slujitori care în această zi ai găsit cu cale ca să ne împartă din cuvântul tău. Binecuvântă în numele Domnului Iisus în tot ceea ce ne vor învăța sau sfătui, ca prin toate numele tău să fie binecuvântat și prea realitate ceresc prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. A Domnului să fie slavă, cinstea și onoare. Vă rog să vă ocupați locurile. Domnul este și rămâne Dumnezeu. Măriți să-i fie numele. Dorim în continuare acesta să laude de Domnul în bucătare, apoi în urmă vom continua.
răspuns cântarea punea următoarea întrebare: vrei tu să slujești lui Iisus? I-au răspuns: da, vrem, mărit să fie Domnul. Iubiți frați și surori, stimați prieteni, dragi tineri care sunteți împreună cu noi în această dimineață de sărbătoare la Betel, vrem să vă spunem tuturor bun venit și Dumnezeu să vă binecuvânteze. După cum ați observat și ați auzit, noi, Biserica Pentecostală Betel, prin har de Dumnezeu, în această zi sărbătorim sărbătoarea mulțumirii pentru tot ce ne-a dat Dumnezeu în anul 2018 și totodată sărbătorim și aniversăm 5 ani de zile de la înființarea Orchestrei Betel. Parcă au trecut 5 zile de când am început împreună cu un grup de frați din biserica noastră să ne interesăm de instrumente, să ne interesăm de cei care sunt preocupați să învețe la un instrument. Parcă în urmă cu o săptămână s-a întâmplat totul. Un frate de la noi din biserică a vizitat o biserică din țara Oașului, biserica din Turți, și acolo a fost înființată o astfel de orchestră într-un număr mai mare. Și pentru că fratele a avut viziunea aceasta din partea lui Dumnezeu, că ea poate să aibă loc și la noi în biserică să fie o astfel de orchestră, a propus-o conducerii bisericii, a stat de vorbă cu părinții din biserică, au stat de vorbă cu copiii din biserică și biserica și conducerea bisericii au arătat o mare deschidere față de această lucrare. Împreună cu noi, cei care am implicat în această lucrare, mai erau și alți frați, tineri, alte surori, care acum sunt plecați în Statele Unite ale Americii, ei, alții în Spania, alții în Franța, alții în Austria. Și la un moment dat mi-am pus problema ce se va întâmpla când toți se vor duce. Și nu s-a întâmplat asta pentru că Dumnezeu întotdeauna își conduce lucrarea lui până la capăt. Și noi copii au fost recrutați în orchestră de care ne bucurăm și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Împreună cu noi era fratele Mihăiță Pop, care era un adolescent. De asemenea, era sora Lidia, care avea vreo 12 ani, Denisa, la fel, vreo 12 ani și trebuia să fie și cineva printre ei care să mențină ordinea și liniștea. Și cel care a fost responsabilizat pentru această lucrare a fost eu. Și cum zicea fratele Mădălin, atunci când o să înceapă fetița lui și a lui Simona ca să învețe la un instrument, cu siguranță are șansa să învețe și el împreună cu fetița lui. Vreau să vă zic că am zis, vreau să nu stau degeaba în orchestră, mai bine mă apuc și eu de un instrument. Am mai cântat de puțin la acordeon, zic, acum să învăț un alt instrument și m-am apucat de vioară. Am început așa cu pași mărunți ca să învăț instrumentul acesta într-o măsură foarte mică și trebuia cineva și să dirigeze. Și acum trebuia să învăț și să dirigez. N-a fost chemarea mea să fiu cântăreț, nici dirijor. Însă uneori Dumnezeu ne pune să facem lucruri care nu au nicio treabă cu chemarea noastră sau cu dorința noastră. Dar prin harul Dumnezeu am inițiat în biserică 3 dirijori, respectiv Mihăiță Pop, care astăzi este în Spania, Dumnezeu să binecuvânteze acolo. El cânta la chitară bas, ne lipsește cineva la chitară bas, poate se gândește fratele Mădălin. Apoi Lidia împreună cu Denisa și el a fost doritoare să învețe, să dirigeze. Și m-am bucurat atât de mult de ele pentru că au avut o deschidere atât de mare pentru această lucrare și Dumnezeu le-a ajutat și le-a binecuvântat cu acest dar de a cânta în biserică și de a dirija. Pe harul Dumnezeu au trecut 5 ani de zile de când noi ne bucurăm de orchestra aceasta în închinările noastre, în întâlnirile noastre și eu, mult personal, doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare cu continuitate.
Vedeți, dumneavoastră, lucrurile se încep foarte ușor, pot să existe tot felul de mișcări, atât în lumea bisericească, cât și în lumea laică, însă continuitatea este o problemă actuală, ca și în alte vremuri și în alte timpuri și în toate vremurile. Și dacă îmi doresc ceva pentru orchestra Betele, îmi doresc să existe continuitate pentru ea și Dumnezeu să o binecuvânteze. Ne bucurăm de ei în fiecare slujbă, când slujesc și de fiecare dată când vin la biserică, am așa un sentiment profund de mulțumire, de recunoștință înaintea lui Dumnezeu, când îmi dau seama că, de fapt, noi suntem doar un instrument în mâna lui Dumnezeu, așa cum vioara, cu mandolina, cu chitara, cu pianul, este un instrument în mâna unui cântăreț. Și Dumnezeu folosește când vrea, pe cine vrea, unde vrea și cum vrea. Când vrea Dumnezeu ia vioara în mână, când vrea Dumnezeu ia mandolina în mână, când vrea Dumnezeu ia chitara în mână. Pe unii pune la vioara întâi, pe alții pune la vioara doi, la vioara a doua. Știu că la noi a fost o problemă la începuturi pentru cei care cântau și pentru cei care am început să învățăm la instrumente, în orchestră. Era problema aceasta de a dori să fim la vioara întâi. Ea cântă pe niște note mai înalte, ea sună frumos, însă prea puțini s-au înghesuit la vioara a doua. Dar mulțumim Dumnezeu pentru cei care au încetat și au zis, eu vreau să fiu și la vioara a doua, doar să slujesc lui Dumnezeu. Tot așa este și în biserică. Tot așa este și în sistemele de astăzi, în structurile de conducere. Foarte mulți aleargă spre vioara întâi și vor să fie vioara întâi. Dar de multe ori ne dăm seama că vioara întâi este mult mai solicitată decât vioara a doua. Ne spunea fratele Beniamin Cazan, care a fost un om și este un om al Dumnezeu de care m-am legat așa de ușor. El a fost cel care, în harul Dumnezeu, a venit, a instruit orchestra, s-a ocupat de ea și el a fost, de fapt, dirijorul fondator al acestei orchestre. Zicea el, am cântat vioara a doua, pentru că e mult mai ușor decât a doua. Și așa este. E mai ușor pentru că nu ești atât de solicitat, pe când la vioara întâi ești mult mai solicitat. De aceea, în viața aceasta, uneori Dumnezeu ne pune în fața unei alegeri. Unde vrei să slujești? La vioara întâi sau la vioara doua? Vreau să spun ceva. Vrei să slujești la vioara întâi? Este loc și la vioara întâi. Dar există așteptări, există pretenții mai multe, mai mari de la vioara întâi. Dacă Dumnezeu te-a chemat să cânti la vioara a doua, cântă cu bucurie, pentru că Dumnezeu te va binecuvânta și pentru această lucrare. Mă bucur în această dimineață să avem împreună cu noi frații oaspeți din alte localități, din alte biserici. Tuturor vă spunem bun venit și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu mă bucur și mai mult de prietenii care ne vizitează și pentru ei îmi doresc ca Dumnezeu să le umple inima și sufletul de bogății cerești. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Vă spunem bun venit și simțiți-vă ca și acasă noastră. Mă bucur să avem împreună cu noi această dimineață pe familia Neamțu, fratele Vasile și sora Elisabeta. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnealor, parcă sunt de acasă. Ei sunt cu scrii fratelui Mihai Vlad și a sorei Maria Vlad. De fiecare dată când vine România ne vizitează și ne bucurăm de fiecare dată când vin la noi, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ne bucurăm de toți frații, așa cum am zis, și am vrea în continuare să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Și rog orchestra, pentru că e sărbătoare orchestra, să mai pregătească cântare spre slava lui Dumnezeu și pentru că ați văzut copiii aceștia în față, pregătiți în această zi să laude pe Dumnezeu, copiii aceștia au un poem care îl va aduce înaintea Domnului și înaintea Bisericii și eu am o relație specială cu toți copiii din Biserică și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Întotdeauna m-am apropiat de ei pentru că ei s-au apropiat de mine și ei s-au apropiat de mine pentru că m-au apropiat de ei. Așa este în viața aceasta. Când ne apropiem noi de alții și alții se apropie de noi. De aceea mă rog în această zi Dumnezeu să-i binecuvânteze.
Dumnezeu să le dea har și să ne bucurăm și de ei și să vină ziua cât mai repede să îi introducem și pe ei în orchestra bisericii și Dumnezeu să reverse harul Lui peste ei. Bineînțeles, avem și corul bisericii de care ne bucurăm. Domnul Iisus să-i binecuvânteze. De fiecare dată ne încântă cu cântări duhovnicești care ne îmbucățește sufletul și inima și avea și pe această zi să se pregătească și corul, să laude pe Domnul și Dumnezeu să binecuvânteze corul bisericii Betel. Acum, nu știu câți ani au ei de la înființare, că poate nici n-au existat. Dar ne uităm în arhiva bisericii, în istoricul bisericii și vom vedea și poate că într-o zi vom avea și sărbătoarea corului, dar vrem să fie mai mare, puțin să se completeze din sală, sunt atâtea surori, frați care ar trebui să se implice în această lucrare. După ce orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare, copiii vor susține poemul, am vrea din toată inima ca Dumnezeu să o binecuvânteze pe sora Elisabeta cu puterea de a recita o poezie în această dimineață în casa Domnului și apoi fratele Vasile Neamț va avea un cuvânt pentru noi, după care ne rugăm ca Dumnezeu să împlinească cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră spre binele nostru, pentru că acest cuvânt poate să te ducă din locul acesta plin de bucurie, plin de fericire, plin de satisfacție lăuntrică, plin de mulțumire, cum amintea fratele Vasile Bob, cu această stare de mulțumire, pentru că în acest cuvânt este putere, există o putere fantastică. Ne bucurăm de acest cuvânt și ne rugăm ca Dumnezeu să fie lăudat și onorat în mijlocul nostru. Amin.
Doamne, pentru toate vreau să-ți mulțumesc, pentru tristări și zile cu soare, pentru anii mei ce spre amor grăbesc și pentru lacrimi când sufletul mă doare. Recunoscător sunt de orice zi, pentru până calăceam pe masă, pentru vedere că pot privi la tot ce vreau cu mânăță glorioasă. Doamne, vreau să-ți mulțumesc și pentru flori, pentru ciripii de păsări din grădină, pentru zborul de fruturi în culori, pentru tine scăldate în lumină. Sunt mulțumitoare de tot ce mi-ai dat, pentru surosul blând, pentru cărică stele, pentru mireasma zilelor de mai și pentru dulceața favorului de miere. Pentru ploaie îți mulțumesc și ce este mic și pentru apusul prea frumos de seară, pentru frumusețea florilor de crin ce răspândește aroma normul pe izvor. Pentru Golgota Iisusei îți mulțumesc și pentru că ai suflat în mine viață, prin harul tău doar cu adevăr trăiesc, când mi-ai dăruit nădejde și speranță. Te voi lăuda oriunde și oricând pentru toate, Doamne, la bine și la greu, pentru bucurii și chiar atunci urât, în tine mă cred că Tu ești Dumnezeu. Bye.
slujba cu voi să fim împreună astăzi la o asemenea zi deosebită. Copiii au fost minunați, dar știți că Biblia scrie că mulțumim totdeauna Domnului pentru toate. Orice lucru pe care îl avem în Biblie trebuie să-l învățăm. Învățăm să mulțumim, învățăm să trăim după voia Domnului. Având în jurul nostru lucrurile minunate pe care le-a creat Dumnezeu, putem învăța de la un vierme, de la o floare, de la cer, de la stele, de tot ce ne înconjoară, avem de învățat. Învață de la ape să ai stator din drum. Învață de la flăcări că totul nu mai strâng. Învață de la umbră să taci și să veghezi. Învață de la stâncă cum neclintit să crezi. Învață. Învață de la soare când trebuie să apui. Învață de la piatră cât trebuie să spui. Învață de la cuvântul ce adie pe poteci. Cum trebuie prin viață de liniștit să treci. Învață, învață de la toate, că toate sunt surori. Cum treci frumos prin viață, cum porți frumos să mori. Învață de la vierme, că nimeni nu uita. Învață de la nufăr, să fii mereu curat. Învață de la flăcă ce avem de ars în noi. Învață de la apă să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare ca vremea să-ți cunoști. Învață de la stele, că în cer sunt multe oști. Învață, învață de la toate, că toate sunt surori. Cum poți, cum treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori. Învață de la greie, când singur ești, să cânti. Învață de la lună, să nu te înspăimânti. Învață de la vânturi, când umerii ți-s grei. Și du-te la furnică, să vezi povara ei. Învață, învață de la floare, să fii gingași ca ea. Învață de la oaie să ai blândețea sa. Învață de la toate, de la păsări, să fii mereu în zbor. Învață de la toate, că totul e trecător. Învață, învață și ia seama, fiul al jertfei, prin lumea în care treci. Să înveți din tot ce piere, cum poți trăi în veci. Ne înveți, Doamne, mereu, cum să ne trăim viața. Azi venim în harul tău, să îți ascultăm povața. Venim să-ți mulțumim, Stăpâne,
de tot ce faci, de tot ce dai. Primește, Doamne, mulțumirea poporului pe care îl ai. Primește astăzi mulțumirea nevrednică și știrbăie. Atu din cerul izbăvirea, căci știm că prea mult nu mai e. Nu vom putea ca mulțumirea s-o înălțăm de aici, de jos, dar sus în cer, o scumpă linde, ți-o mulțumim mult mai frumos. Amin. Iubiți frați și iubite surori din Domnul Iisus Hristos, mă bucur că dimineața aceasta, împreună cu soția, suntem împreună cu dumneavoastră la această dublă sărbătoare. Ne bucurăm și am venit aici, în mijlocul dumneavoastră, cred că mânați de același gând, pe care și dumneavoastră cred că l-aveți. Gândul pe care niște greci care plecau la Ierusalim să se închine îl aveau. Și gândul acesta a fost să-L vadă pe Iisus. S-au adresat unuia dintre ucenici și au spus, Doamne, vrem să-L vedem pe Iisus. Vreți în dimineața aceasta să-L vedeți pe Iisus? Amin. Domnul Iisus să le binecuvinteze și să nu vedem nimic altceva în această dimineață, să ne uităm țintă la El, pentru că spune un psalmist, atunci când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și îți se umple fața nerușinii. Dar știți care a fost răspunsul Domnului Iisus la rugămintea aceasta a grecilor? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 12 cu 24, zice, adevărat, adevărat vă spun, că grăuntele de grâu care a căzut la pământ, dacă nu moare, rămâne singur. Și dacă moare, aduce multă roadă. Adică Domnul Iisus vrea să ne spună prin lucrul acesta, cred că i-a primit pe greci aceia care au fost vadă, dar vrea să ne spună și nouă astăzi, după 2000 de ani, căci noi trebuie să vedem pe Iisus ca și bobul acela de grâu care a căzut la pământ. A căzut la pământ, a murit și a adus roadă multă. Și noi, toți cei care suntem aici, toți cei care ne-am întâlnit cu Hristos, suntem rodul suferințelor lui de la noi local. Dacă trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceva în dimineața aceasta, trebuie să-i mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pentru mântuirea pe care El ne-a dus-o nouă. Noi eram, așa cum spune cuvântul, morți în păcatele și în greșelile noastre, dar a venit El, Fiul lui Dumnezeu, s-a dat El pentru noi. El s-a dat. Și stând aici, în dimineața aceasta, trebuie să ne uităm la ceea ce Hristos a făcut pentru noi, la ceea ce Dumnezeu a dat pentru noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că nu aur, nu argint, nu pietre prețioase, ci prin sângele lui Iisus Hristos Dumnezeu ne-a răscumpărat. Așa să ne uităm la El și atunci vom face exact cum a făcut leprosul acela care s-a întors înapoi, a căzut cu fața la pământ și i-a mulțumit lui Dumnezeu, i-a mulțumit Domnul Iisus Hristos. Să știți că atitudinea noastră de mulțumire are legătură cu mântuirea noastră. Că spune cuvântul lui Dumnezeu acolo unde vorbește despre leprosul acesta, că Domnul Iisus Hristos, după ce acest lepros a căzut vindecat, a căzut cu fața la pământ și i-a mulțumit lui Dumnezeu, zice, du-te, păcatele sunt iertate. Și El a plecat de acolo mântuit, pentru că s-a întors la Dumnezeu și i-a mulțumit lui Dumnezeu.
față de ceilalți nouă leproși care probabil că și-au văzut de treburi de lor. Dumnezeu le-a făcut bine și ei și-au văzut de treburile lor. Au început, probabil, de unde au lăsat când s-au îmbolnăvit de lepră. S-a spus în dimineața aceasta, în locul acesta, că trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și așa este. Este adevărat. Și noi, în dimineața aceasta, ce-am făcut aici, i-am mulțumit pentru multe lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Spunea un om al lui Dumnezeu odată că dacă ești binecuvântat, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru binecuvântarea aceea și binecuvântarea ta va crește. Vedeți cum David a fost un om binecuvântat de Dumnezeu și un om care i-a mulțumit întotdeauna lui Dumnezeu. Și spunea în Psalmul 23, zice, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Nu voi duce lipsă de nimic, spunea David, pentru că am pe Dumnezeu ca și păstor al meu, în care mă încred, căruia îi mulțumesc. Și paharul meu este totdeauna plin. Plin de dăm peste el. Și în al doilea rând, zice, dacă treci printr-o nenorocire, ce ar trebui să faci? A trebuit să-i mulțumești și atunci lui Dumnezeu. Și problema ta va fi o problemă rezolvată. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 50. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumit și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Versetul 14, versetul 15 spune după aceea, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu ne vei proslăvi. În ziua necazului nostru trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și trebuie să-i mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu. Prima dată spune, adun lui Dumnezeu ca jertfă mulțumit și dacă inima ta este plină de mulțumire, atunci cheamă pe Dumnezeu necazul tău și Dumnezeu va spune prezent. Și necazul tău și problema ta și nevoia ta va fi rezolvată. Cheamă pe Dumnezeu și atunci când ai binecuvântări, când toate îți merg bine, cheamă și atunci când nu-ți merge bine, când ești necaz, când ești în durere, când ești în strâmtorare, când ești lovit de valuri, de vânturi din toate părțile, cheamă-L atunci pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu a cărui plăcere este să izbăvească. El e Cel care ceartă vânturile, care ceartă valurile, toate le ascultă pe El, că e Dumnezeul care are autoritate peste Universul întreg. Noi trebuie să-i mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu. Să avem în noi această stare, așa cum s-a spus în dimineața aceasta, nu numai să-i mulțumim punctual pentru anumite lucruri care se întâmplă în viața noastră, noi trebuie starea aceasta de mulțumire să facă parte din inima noastră. Să avem întotdeauna recunoștință, atitudinea aceasta de moralitate față de un Dumnezeu care a făcut atâtea lucruri minunate pentru noi. Dar să știți că este un pericol pentru noi. Și pericolul acesta este de a ne însuși anumite lucruri care se întâmplă în viața noastră. Și Dumnezeu a știut că se va întâmpla lucrul acesta. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Deuteronomului, capitolul 8. Zice, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă unde erau șerpi, focați și scorpioni.
în locul uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana cea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Să nu cumva să credem că prin abilitățile noastre, prin inteligența noastră, prin puterile pe care noi le avem, noi rezolvăm ceva. Aș vrea să vă mai citesc un cuvânt din cartea Ieremia, unde spune cuvântul lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea din cel tare, să nu se laude cu tăria lui, bogatul, să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, spune Dumnezeu. Să nu ne atribuim nouă, să nu luăm slava lui Dumnezeu ca și cum noi am face. Noi nu putem, spune Domnul Iisus Hristos, adresându-se ucenicilor, fără mine nu puteți face nimic. Noi tot ce avem, avem de la Dumnezeu. De aceea aș vrea să avem întotdeauna noi această stare de veghe, să fim veghetori, pentru că vrăjmașul nostru întotdeauna va încerca să ne abată de pe calea lui Dumnezeu. Și așa cum am încercat cu primii oameni și a și reușit când s-a dus la Eva și a spus, oare chiar a spus Dumnezeu, pune sub semnul îndoielii lucrarea lui Dumnezeu, oare chiar a zis Dumnezeu să nu mănânci? Nu, sigur că dacă vei mânca, tu vei fi ca Dumnezeu și satana asta și vrea să-i luăm slava lui Dumnezeu și să ne așezăm pe scaunul lui. Pe scaunul lui Dumnezeu. Să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate situațiile și în toate circumstanțele vieții noastre. E prima condiție pe care trebuie să o îndeplinim pentru ca inima noastră să fie plină de recunoștință și plină de mulțumire față de Dumnezeu. Spune înțeleptul Solomon, recunoaște pe Dumnezeu în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Aceasta este una, prima condiție pentru ca noi să avem întotdeauna o inimă mulțumită. Vedeți, un om al lui Dumnezeu, un împărat al lui Israel, Ezechia, Dumnezeu îi spune să se pregătească pentru că o să-l ia și să-l ducă. Și tot încheieți, să încheie socotelile tale pe aici, pregătește-te. Și Ezechia se întoarce, spune cuvântul lui Dumnezeu cu fața la perete și începe să plângă înaintea lui Dumnezeu și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu are milă de el și îl vindecă și mai dă 15 ani de viață. Dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu după aceea ce face acest împărat? În loc să-i mulțumească lui Dumnezeu, în loc să-l prezinte, să-l mărturisească pe Dumnezeu înaintea celor care au venit din Asiria ca să-l vadă pe Ezechia cum a lucrat Dumnezeu, că auzise ei, de departe auzise minunile pe care Dumnezeu le face, Ezechia merge și își prezintă averile lui, își prezintă aurul, își prezintă argintul, își prezintă toate lucrurile. Iubiți frați și iubite surori, să avem întotdeauna în noi gândul acesta că Dumnezeu este în viața noastră și dacă îl avem pe El în inima noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, în El aveți totul de plin. Să nu credem că ceva prin puterile noastre am putea să facem. Să nu credem. Vreau să vă citesc un cuvânt din Psalmul 65. Iată ce spune acest psalm, 65, spune, începând cu versetul 8, am să citesc, 9, zice, tu cercetezi pământul și dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brastele, îi sfărâni bulgării, îl înloi cu ploaia și îi binecuvintezi răsatul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă în belșugul.
Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acopere de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, un adevăr esențial pentru noi. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos le spune o pildă ucenicilor lui despre un om care spune că câmpiile lui și turmele lui și ferma lui a produs peste măsură. Și s-a întrebat el, Doamne, ce voi face acum că am atâtea bogății strânse, atâta recoltă, un belșug de recoltă? Ce știu ce voi face? Spar totul, fac niște hambare mai mari, bagă înăuntru și spun, suflete, bea și înveselește-te că ai bunătăți strânse pentru multă vreme. Și știți ce spune Dumnezeu? Bunule. El a crezut că dacă El a arat, că dacă El a semănat, că dacă El a întreținut culturile respective, de aia bogăția a fost imensă. Cel care dă ploaie și cel care face să fie bogăție pământul să-și dea rodul, este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu închide cerul și nu dă ploaie pe pământ, degeaba se trudesc oameni. Să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate situațiile, în toate circunstanțele vieții noastre și să venim întotdeauna înaintea Lui cu mulțumire. Dacă îl vom recunoaște, inima noastră se va umple de recunoștință față de Dumnezeu, de acea stare care ne deschide gura. Să-L lăudăm pe Dumnezeu și ne mobilizează ca să facem fapte pentru Dumnezeu. Mulțumirea lui Dumnezeu nu constă numai în vorbe. Doamne, îți mulțumesc. Sunt bune. Dacă ăstea vin din inimă, din prea plinul inimii, dacă inima noastră este plină de mulțumire, este bine să-L mulțumim, este bine să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, dar este bine să ne trăim viața frumos înaintea lui Dumnezeu. E un semn de mulțumire înaintea celui care ne dă belșug de hrană. Numele Lui să fie binecuvântat. Mai am un cuvânt pentru frații care, pentru surorile care cântă în orchestră. Am găsit un cuvânt frumos aici în salmul 137, la care vă rog să luați aminte. Spune aici, pe marurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam. Când ne aduceam aminte de Sion, în sălciile din ținutul acela ne atârnasem afele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau ascultări, ci asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Iubite surori, care v-a spus în slujba Domnului talentul dumneavoastră, darul dumneavoastră pe care vi-l-a dat Dumnezeu. Să mulțumiți lui Dumnezeu că sunteți nu pe un pământ străin, sunteți în casa lui Dumnezeu, sunteți, nu puteți să lăudați din toată inima pe Domnul. Cine mai rugăm lui Dumnezeu toți voi, pentru ca niciodată, atât timp cât veți trăi și să-L slujiți pe Domnul, să nu luați instrumentele voastre să le așezați undeva în cui. Să vă puneți în totul la dispoziția Domnului. Și acela care a făcut atâtea lucruri mari, atâtea lucruri minunate pentru noi, vă va binecuvânta în toată viața voastră. Domnul să ne ajute pe toți. Să-L slujim. Amin. Amin. Vorba va lăuda pe Domnul în comentare, apoi în urma grupul, vă rog, în comentare. Thank you.
va lăuda pe Domnul cu cântare și timpul cântării se va face și colecta din această dimineață. Vom asculta mesajul Domnului prin fratele păstor, Sfânta și Domnul pe Dumnezeu, să ne binecuvânteze. Amin. Ceea ce predicăm este din partea lui Dumnezeu.
Și azi noapte, pe la 1:30, mă gândeam, Doamne, aceste oare cuvântul pe care mi l-ai pus pe inimă în dimineața care urmează. Și mulțumesc lui Dumnezeu în această zi la Peter, pentru că El mi-a confirmat că acesta este cuvântul Domnului. Haideți împreună, pentru că toți, marea majoritate, îl cunoaște pe de rost acest psalm, să-l rostim cu toții cu voce tare, să-l afișez de rog pe monitoare și împreună aș vrea în această dimineață să recităm psalmul 23. Iar care nu știți pe de rost, îl citim de pe monitoare sau din Biblie. Haideți să spunem cu toții. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Iar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și noiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu este plin de drăg peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Vă mulțumesc foarte mult. Vă invit să vă reocupați locurile. Pe data de 6 septembrie 1620, o navă englezească pe nume Mayflower, având la bord aproximativ 100 de persoane, a pornit din Anglia spre America cu destinația Virginia. În rândul acestor oameni erau oameni simpli dintre ei, alții erau foarte săraci, dar erau și nobili dintre ei și erau și oameni învățați. Oamenii aceștia au emigrat în Statele Unite ale Americii pentru un trai mai bun, pentru o viață mai bună, pentru o viață mai ușoară. Astfel că, pe data de 22 noiembrie 1620, nava aceasta care avea la bordul ei 100 de persoane aproximativ, au ajuns la Cape Cod, care este o peninsulă din partea de est a statului Massachusetts, dar la 800 de kilometri nord de locul unde ei intenționaseră să ajungă. În anul acela, în cele din urmă, au ajuns în portul de astăzi, Plymouth, unde a trebuit să traverseze oarecum iarna aceea care a fost foarte grea, o iarnă foarte geroasă și pentru că proviziile nu erau foarte multe, nu erau foarte bogate pe care le-au adus cu ei, nu aveau medicamente în vremea respectivă, se tratau cu plante, cu ceaiul și cu ce era la vremea respectivă. Din cei 100 de persoane, au murit 50 de persoane din cauza anumitor boli. Au rămas 50 dintre ei care, prin mila lui Dumnezeu, a ajuns și a trecut iarna și au ajuns să ajungă primăvara. În primăvara anului 1621, oamenii aceștia trebuiau să cultive cerealele pe care și le-au adus cu ei din Anglia și pentru că ele nu erau foarte multe, au fost dependenți de Dumnezeu și a trebuit să implore mila și îndurarea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-și reverse peste acele semințe care au urmat a fi plantate, semănate, ca în toamna anului respectiv, 1621, să aibă o recoltă care să le susțină existența. Se spune că oamenii aceștia au fost creștini, făceau parte din biserica separatistă din Anglia,
niște oameni care s-au separat de valorile laice, care au pătruns în bisericile vremurilor de atunci și s-au apropiat de Dumnezeu cu rugăciune și implorau mila și îndurarea lui Dumnezeu peste cultura pe care ei au reușit să o semene în anul 1621. A trecut cu bine toți vara aceea, primăvara, vara, a urmat toamna și se zice că în toamna anului 1621, când trebuiau să recolteze recolta, a fost un miracol foarte mare pentru că niciodată n-au văzut o recoltă atât de bogată, atât de frumoasă și atât de mănoasă și au început să laude pe Dumnezeu, au început oamenii să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că erau dependenți de cerealele acelea, erau dependenți de acele lucruri pentru ca astfel să poată să-și trăiască viața în continuare, să trăiască. Și au mulțumit lui Dumnezeu atât de tare și au fost atât de marcați de acea recoltă, încât William Bradford, unul dintre cei care erau împreună cu ei, dintre cei 50 de oameni, era un guvernator englez, probabil că a avut aceasta, s-a născut în inimă gândul acesta pe care vreau să vi-l spun, din partea lui Dumnezeu, a instituit sărbătoarea, Ziua Recunoștinței în America, care poartă numele în limba engleză de Thanksgiving Day și care a ajuns și în bisericile noastre din România, din Europa, să fie exportată și să aducă o zi de mulțumire lui Dumnezeu pentru recolta pe care Dumnezeu a dat-o și ea de atunci și până astăzi este sărbătorită, dacă bine mi-aduc aminte, la 4-a joie, nu? Din luna noiembrie este sărbătorită această sărbătoare, unde familiile se reunesc, au parte de părtășie împreună, aduc curcanul, își mulțumesc unii altora pentru ceea ce Dumnezeu le-a dat pentru ei și așa mai departe. Vreau să vă spun că pe lângă sărbătoarea aceasta Americii, care a devenit o sărbătoare națională, în Europa, în România, a mai fost exportată sau au mai fost exportate și alte sărbători care n-au venit din partea lui Dumnezeu și a unor oameni care au fost inspirați de Dumnezeu, cum ar fi Halloween-ul, care s-a sărbătorit de atât de mult. Și din fericire, oamenii se joacă cu lucrurile acestea și nu-și dau seama că în spatele unor sărbători există influență bună sau influență rea, influență pozitivă sau influență negativă. Și este atât de tragic când vedem creștinii care se maschează, își pun tot felul de măști și se duc la tot felul de baluri și nu fac altceva decât să-i învoce duhurile celui rău. Însă când vine vorba despre sărbătoarea mulțumirii, frați și surori, stimați prieteni, este o sărbătoare, cred, într-un mod personal, și nu numai eu cred acest lucru, că este o sărbătoare după voia lui Dumnezeu. Și ziua aceasta mulțumire n-ar trebui să fie numai o singură dată pe an. N-ar trebui să fie numai pe data de 11 noiembrie, cum noi o sărbătorim în acest an. Noi ar trebui să avem o inimă mulțumită în fiecare zi. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu, cum era amintit de câteva ori în această dimineață, pentru toate lucrurile. Și mă rog în această zi, Dumnezeu să ne dea tuturor un duh de mulțumire întotdeauna. Știți de ce? Pentru că Biblia spune, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Zilele lui sunt pline de mulțumire, pline de fericire. Observați pe voastră oamenii care manifestă mulțumire sinceră în viața lor. Te uiți la ei și poate n-au multe lucruri sau poate au mai puține lucruri decât noi, decât alții. Și te uiți la ei, dar ei sunt totdeauna mulțumiți. Ei sunt totdeauna fericiți. Ei sunt totdeauna bucuroși și laudă pe Dumnezeu. Uitați-vă dacă vreți în țările unde sărăcia este foarte mare, în Africa, copiii aceia, adulții aceia care bat din palme, dansează, se bucură, dar ei sunt atât de slabi, pentru că, efectiv, mulți dintre ei nu au ce să mănânce.
E atât de important să avem o inimă mulțumită. Și am în mintea mea această dimineață un scenariu pe care vreau să vi-l și prezint, și anume, aș vrea să vă imaginați că înaintea noastră aveți o foală de hârtie, goală, și pe ea ar trebui să scrieți câteva motive de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Oare cine scrie dimineața aceasta dacă în mâna ta stângă ai avea o foală de hârtie sau dacă în dreapta, dacă e stângaci, o foală de hârtie și pixul în mâna stângă sau în mâna dreapta? Ce ai scrie? Pentru ce ai mulțumit? Care ar fi motivele de mulțumire pe care le-ai duce înaintea lui Dumnezeu? Cu siguranță că în primul rând îi mulțumim, Doamne, îți mulțumesc că ești sănătos. Îți mulțumesc că copiii mi-i sănătoși. Îți mulțumesc că am un soț sănătos, am o soție sănătoasă, am părinți sănătoși. Și credeți-mă, și eu aș mulțumi lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Pentru că orice ai avea în lumea aceasta, oricâte bogății materiale, orice ți-ar oferi părinții, să-ți dea laptopul cel mai bun, să-ți dea MacBook-ul, să-ți dea, nu știu, ultimul iPhone, să-ți dea ce-ți dorește inima, orice ne-ar da Dumnezeu și orice am avea de la Dumnezeu. Dacă n-am fi sănătoși, ne bucurăm de lucrurile alea? Nu ne bucurăm. Cu siguranță i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru sănătate și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate. Mai apoi poate ai scris, Doamne, îți mulțumesc pentru familia pe care mi-ai îngrijit-o, pe care mi-ai îngrijit-o. Și credeți-mă, și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Pentru că e atât de frumos să ai o familie care să te înțeleagă, care să îți cunoască nevoia inimii, care să te înțeleagă atunci când probabil ești supărat, probabil ești îngrijorat, probabil ești stresat și vii acasă și nu să te, pistoleze, nu să te ispitească și mai tare, spune, uite, soțule, eu te înțeleg, stai liniștit, uite, soția mea. Și e atât de frumos când există armonie în familie. Și cum să ne mulțumești lui Dumnezeu pentru soțul tău sau pentru soția ta, pentru copiii sau părinții care te înțelegi. Familia este locul unde noi dorim să fim iubiți. Unde noi vrem să fim înțeleși. Și de multe ori, diavolul pătrunde numele familiei și încearcă, efectiv, să dărâme, dacă vreți, să dărâme zidul acesta al mulțumirii. Zidul acesta al armoniei din familie. Și atunci nu te mai poți bucura de orice ți-ar da Dumnezeu. Probabil că ai scrie un altul cu Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să vedeți creditul la banca Transilvania. Deci slăvit să fie Domnul că am scăpat de el. Și după ce am scăpat de el, că vine altul cu care trebuie să-l iau, că ce se întâmplă, copiii cresc, cântă în orchestră, cresc, merg la școală, ajung la facultate și trebuie să-i susțină cineva. Și cine are cineva să-i susțină dacă nu părinții pe copii? Și cum să ne mulțumești lui Dumnezeu că te-a ajutat să-ți plătești datoriile? Ei bine, parcă simți o povară pe umerii de tone, de greutate, când ai, știi că ești dator la cineva, abia aștepți ca să o plătești datoria aceea. Și mulțumești lui Dumnezeu întotdeauna pentru aceste lucruri. E bine să treci pe lista aceasta, aceste mulțumiri. Eu știu că lista aceasta putea să mai continue. Doamne, îți mulțumesc pentru aia. Doamne, îți mulțumesc pentru lucrul acela. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să iau examenul la școală. Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să învăț la un instrument, în orchestră. Doamne, îți mulțumesc. Eu mi-aduc aminte de începuturile credinței mele și mi-am dorit atât de mult. Deși nu era chemarea mea, că așa se întâmplă unii ori. Zărești lucru și Dumnezeu nu te cheamă la acel lucru. Dar noi încurcăm credința cu dorința și Domnul e credință, nu e credință, că e dorință. Și mi-am dorit să învăț la un instrument să cânt. Și am zis, de mic, am avut instrument în familie și îl vedeam pe tata cântând la acordeon și totdeauna mi-am dorit ca să învăț la un instrument. Și știți ce am făcut? Ca orice pentecostal, în primul rând, am început să postez, am început să mă rog, apoi am chemat pe Sorin acasă. Și am zis, hai, frate Sorin, să mă înveți, am cumpărat o pizza, mi-am aduc aminte și acum, și hai să mă înveți să cânt la instrument. Știu și cântarea, la un gen de vals, așa mai departe, de cântare creștine, cu rim, așa, pe ritmul acesta. Și ne-am dorit foarte mult să învăț la un instrument. Și m-am rugat cu Dumnezeu și eram în biserică, frații, te-am mai pus la un îndemn și am zis, nu o să mă aud niciodată la amvon, pentru că e foarte greu. Eu îmi aminte că de vreo 3 ore am ajuns la urgență cu tensiune de peste 170-180 și am zis, nu e ușor. Și am zis, eu știu ce am să fac, am să mă pun să învăț la acordeon și slavă Domnului. Și a venit Domnul și mi-a zis,
Că și acesta, și lucrul ăsta, că am ajuns să văd setând la un acordion, la un instrument, a fost că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, dar chemarea mea este altă. De atunci am înțeles, pun acordionul jos, pentru că odată am început o cântare de vreo 3-4 ori. Am început cu o strofă și am continuat cu a doua, am început cu ea pe prima și mi-a venit să închei de la a doua strofă cântarea. Cum să ne mulțumești Dumnezeu că ai învățat să cânti la un instrument? Fratele Modern zicea că și el și-ar dori. Domnul să-l ajute. Sigur poate. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru atâtea lucruri și lista ar putea să continue. Însă în această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă câteva motive concrete de mulțumire pe care le-am găsit în Psalmul 23. Sigur. Motivele sunt multe de mulțumire și din alți psalmi. Psalmul 95, Psalmul 100, Psalmul 1 și poate din toți psalmii. Sau din toată Biblia. Și găsim atâtea lucruri ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar în această dimineață aș vrea să vă dau patru mari motive din Psalmul 23, pentru care ar trebui să-i mulțumești lui Dumnezeu în această dimineață, la prânz, seara, mâine, poimine și în toate zilele vieții tale, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru aceste patru mari motive. Mesajul pe care l-am pe inimă, l-am intitulat Pentru ce să-i mulțumești lui Dumnezeu? În primul rând am găsit în Psalmul 23 că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru relația noastră cu El. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru relația noastră cu El. Observația noastră, în lumea noastră religioasă, dacă vreți, în România, și nu numai, și în alte țări, oamenii caută religii care să le ofere obiceiul, ritualuri și învățări. Să se plece pe genunchi, poate să înconjoare o construcție, un edificiu, să meargă de la o parte, dintr-o parte în alta, dintr-o zonă a țării, într-o altă zonă a țării și ei caută religii care să le ofere lucrurile acestea. Pe când dacă mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, Dumnezeu caută oameni cărora să le ofere șansa și oportunitatea de a avea o relație cu El. Și vreau să vă spun, e un lucru extraordinar de frumos să ai o relație cu Dumnezeu. Dar relația aceasta cu Dumnezeu trebuie să fie, în primul rând, personală. Dacă mă uit în Psalmul 23 și amintea fratele Vasile, încă din debutul acestui psalm, David începe și zice cu multă demnitate și parcă cu o mântrie din asta bună, acceptabilă, Domnul este păstorul meu. De unde știu lucrul acesta? Pentru că eu am o relație personală cu Dumnezeu. Tot David zice în Psalmul 16 cu versetul 2, un verset pe care îl iubesc foarte mult, Psalmul 16 cu versetul 2, David zice acolo, eu zic Domnului, tu ești Domnul meu. Psalmul 16 cu versetul 2, tu ești singura mea fericire. Nu știu dacă noi în dimineața aceasta avem siguranța aceasta unei relații personale cu Dumnezeu. Dar credeți-mă, David o avea siguranța aceasta. Și poate și noi zicem, Doamne, Tu ești păstorul meu, Doamne, Tu ești Domnul meu, Doamne, Tu ești singura mea fericire. Tot ce am primit în lumea asta sunt de la Tine și, dar Tu ești singura mea fericire. Tu pe Tine te am, e cel mai scump în inima mea, sufletul meu. Dar vă întreb, oare Dumnezeu poate spune despre noi? Dacă noi spune despre El, Tu ești păstorul meu, El poate spune, Tu ești oaia mea, Tu ești copilul meu. Da, cu adevărat, eu sunt singura ta bucurie și fericire. Da, cu adevărat, mă iubești în inimă. Oare Dumnezeu poate spune asta despre noi? Eu sunt convins că dacă v-aș întreba de aici în această viață pe toți, cât ziceți despre Domnul, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire? Probabil că toți ar spune, da, Domnul este Dumnezeul nostru, este singura noastră fericire. Dar oare Dumnezeu poate spune același lucru despre noi? Cum putem ști dacă suntem oile Domnului? Cum putem ști dacă suntem turma păstorului cel bun? Cum putem ști dacă suntem copiii lui Dumnezeu? Știți cum ne putem da seama de acest lucru? Simplu. Prin cât de mult iubim și dorim să ascultăm de Domnul, se vede dacă avem sau nu o relație cu Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, cu versetul 27, Iisus
spune foarte clar: oile mele, ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Dragul meu frate, estimatul meu prieten care ești în casa lui Dumnezeu, îl cunoști tu pe Dumnezeu? S-ar putea să-l cunoști Psalmul 23, dar pe el să nu-l cunoști. Un interpret renumit al pieselor lui William Shakespeare, cel mai mare poet englez, cum Mihai Eminescu este al României, obișnuia după fiecare spectacol pe care îl susținea să recite în încheiere Psalmul 23. Și de fiecare dată mulțimea îl însoțea cu ropote de aplauze, se bucura foarte tare de modul în care prezenta Psalmul 23 și îl aplaudau, îl aclamau acolo. Și lucrul ăsta făcea de ani de zile. Însă, la sfârșitul unui spectacol, chiar înainte din nou să recite Psalmul 23, o persoană din sală, mi se pare că era tânără, dacă nu i-am aminte că am citit această istorie cu ani în urmă, i-a făcut semn acelui actor și a zis: permiteți-mi, vă rog mie, acum să recit Psalmul 23. S-a uitat la el și pentru că l-a văzut foarte hotărât, a zis: uite, recite tu Psalmul 23 acum. Și a început acea persoană să zică, plâng: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și a continuat cu Psalmul 23. Și la un moment dat, pe obrajii celor care ascultau Psalmul 23, curgeau, se răstogoleau lacrimi din ochii celor oameni care erau acolo. Și a încheiat Psalmul 23. Acolo a fost atât de marcat de, așa, de acea scenă, încât s-a apropiat imediat de omul acela și a spus: omule bun, de atâția ani de zile recit Psalmul 23. Și am experiență în a prezenta un text oarecare. Și de fiecare dată mulțimea mă însuți cu aplaude, mă aclama. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat ca toată mulțimea, toată asistența să înceapă să plângă. Spune-mi, care-i secretul? Dar ce om s-a uitat la el și a zis: domnule, nu vă supărați. Secretul constă în faptul că dumneavoastră cunoașteți Psalmul 23. Dar eu nu vă supăr. Nu știu dacă noi putem zice dimineața aceasta: Doamne, eu cunosc mai mult decât Psalmul 23. Eu privesc dincolo de Psalmul acesta. Eu privesc la tine care e singura mea fericire. Eu privesc la tine care ești păstorul meu. Eu privesc la tine împreună cu care am o relație personală. Relația cu Dumnezeu mai apoi trebuie să fie permanentă. Când David vorbește despre relația lui cu Domnul, el vorbește la timpul prezent. El zice: Domnul este păstorul meu. El nu zice în felul următor: când a fost doar un copil și pășteam oile tatălui meu Isar, și aveam grijă de oițile și de mielușenii care erau acolo. Și când vedea câteodată ursul să fure oaia din cură, eu alergam după el, îi smulgeam oaia din cură și o duceam în turmă. Domnul a fost păstorul meu. Când m-am dus să vizitez oații care erau pe câmpul de luptă, erau în pericol acolo și m-am dus cu câteva lucruri pe care mi le-a dat tatăl meu și am ajuns acolo și deodată am auzit rostind cuvinte de ură la adresa poporului Dumnezeu și la adresa lui Dumnezeu. Și o tară din gura lui Gorea, mare lui Gorea. Și atunci am luat mai multe pietri și am scos o singură piatră și am îndreptat-o spre Gorea, am dat drumul și piatra s-a oprit direct în fruntea lui Gorea, l-am dat până la pământ. I-am luat sabia lui din mână și i-am tăiat capul. Domnul a fost păstorul meu, nu! David zice: așa cum Domnul a fost păstorul meu când eram copil, așa cum Domnul a fost păstorul meu când smulgeam oile din gura urșilor, așa cum Domnul a fost păstorul meu când l-am doborât pe Gorea, Domnul este și astăzi păstorul meu. Eu am o relație permanentă cu Dumnezeu. Când avem o relație permanentă cu Domnul, avem, de fapt, ca să avem o relație permanentă cu Domnul, avem nevoie de două lucruri, care se găsesc în Psalmul 51, versetul 10. În primul rând, avem nevoie de o inimă curată. N-ai cum să ai o relație cu Domnul dacă inima ta este murdărită. N-ai cum să ai o relație permanentă cu Domnul dacă inima ta s-a părat.
Acolo zice David, în momentul în care el a conștientizat de gravitatea păcatului lui, a zis, zidește în mine o inimă curată. Dar de ce, David, ce s-a întâmplat cu inima pe care voi a avut-o altă dată? Am murdărit-o prin ascultare, am murdărit-o prin necurăție, am murdărit-o prin confort. Eu trebuia să fiu la luptă, eu trebuia să fiu în război, dar am ales să mă urc. Am ales să mă urc pe palatul meu și să mă uit unde nu trebuie. Și acum, David, ce vrei? Vreau o inimă de la tine, Doamne, curată. Vreau să-mi cureți inima, pentru că Proverbe 20, versetul 8 zice, cine poate zice, sunt curat, mi-am curățit inima. Niciun om nu poate să-și curățească singur inima. E nevoie de Dumnezeu care să ne curățească inima. E nevoie de sângele lui Iisus Hristos care curăță orice religie. Și David zice, zidește pe mine o inimă curată. Dar e nevoie de un Duh statornic. Știți că nu putem avea o relație permanentă cu Dumnezeu dacă nu avem statornicie pe calea Domnului. Statornicie în slujire. Statornicie în părtășire cu frații la biserică. Însă atâția care astăzi vin o săptămână la biserică, a doua săptămână nu mai vin. Vin o săptămână, cântă în cor, cântă în orchestră, slujește și după aceea nu mai vine. Dar de ce? Pentru că n-au un Duh statornic în inima lor. Și o inimă curată întotdeauna te îndreaptă spre dorința de a avea un Duh statornic în inima ta. Și dacă îmi dorești ceva dimineața asta la Betel, îmi doresc ca Domnul să lase peste noi un Duh de statornicie, n-ar sluji pe El, binecuvântat să fie în numele Lui. Câte vreme David a avut inima curată și a fost statornic în împlinirea legii lui Dumnezeu, a simțit mâna dreaptă și sfântă a lui Dumnezeu, îl binecuvânta, îl mângâia, însă câtă vreme el n-a fost statornic în împlinirea legii lui Dumnezeu, a simțit cum aceeași mână îl apăsa. Și în locul bucuriei, în locul fericirii, în locul împlinirii, a avut tristețe, suferință, depresie, da? Depresie. Depresia poate fi consecința păcatului. Și vă spun 100%. Unul dintre motivele pentru care unii oameni ajung în depresie este păcatul. E adevărat, există și alte motive. Postnatale. Există motive. Poate să fie și alte motive. Traumatizări și alte multe motive. Dar, la mijloc, poate fi și păcatul. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru relația pe care o avem cu El. În al doilea rând, mai am 10 minute și promit 100% întâia cu fanul Haruta. 10 minute. Da, vreau să vă zic ceva. Trebuie să mulțumești lui Dumnezeu pentru resursele Lui. Nu-i suficient să mulțumești pentru relația pe care o ai cu El. Foarte mult îi mulțumești lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că ești Dumnezeul meu. Îți mulțumesc că m-ai mântuit. Ai adus pace, bucurie în familia mea. Dar unii uită să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru resursele Lui. Uneori uităm că tot ceea ce noi avem nu este al nostru, ci este al Lui. Noi n-am adus nimic cu noi în altă lume și nu vom duce nimic cu noi în altă lume din punct de vedere material. Singurul lucru pe care putem duce cu noi în cerul lui Dumnezeu este familia pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. De aceea, frați și surori, să înțelegem că noi suntem doar niște administratori ai lucrurilor pe care noi le-am primit de la Dumnezeu. Și noi nu putem face ce vrem cu lucrurile pe care nu ne aparțin. Îi aparțin lui Dumnezeu. Știu că poate zice mintea ta, inima ta, păi eu am muncit, eu m-am dus, am lucrat, mintea mea, abilitățile mele, inteligența mea, eu cu mâinile mele, mâinile acestea, dar dacă Dumnezeu îți ia mintea, dacă Dumnezeu îți ia puterea din mâini, dacă Dumnezeu îți face picioarele să se clapine, ce mai poți face tu, omule, care ești urmăritor la fel ca și mine? Frați și surori, resursele pe care noi le avem de la Dumnezeu și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. David zice în Psalmul 24 cu versetul 1, Marele David, Regele David zice, al Domnului este pământul. Cu tot ce este de El, lumea și cei ce locuiesc. David a fost conștient de lucrul acesta, frați și surori. El zice în Psalmul 23, de la versetul 2 la versetul 3, Domnul mă paște în pășun verzi, Domnul mă duce la ape de odihnă, Domnul îmi înviorează sufletul, Domnul mă povățuiește pe cărări drepte,
din pricina numelui Lui. Binecuvântat să fie numele Lui în această dimineață, în locul acesta. Glorie Lui Dumnezeu! Pentru că Dumnezeu ne binecuvântează cu resurse și resursele Lui Dumnezeu sunt complete. Îmi place așa de mult ce zice versetul 1, partea a doua versetului. Domnul este păstorul meu și zice apoi, nu voi duce lipsă de nimic. Când Dumnezeu îți dă binecuvântări, frații mei, Dumnezeu ne dă binecuvântări într-un mod complet. Nu vei duce lipsă de nimic. Pentru că binecuvântările Dumnezeu sunt complete. Și când înțelegi aspectul acesta, că resursele Dumnezeu sunt complete, El îți oferă hrană fizică, dar și spirituală. Mai întâi Iisus Hristos s-a ocupat de problema fizică a ucenicilor după înviere, în Ioan 21. Le-a dat să mănânce pește, prăjit. Și apoi s-a ocupat de problema spirituală. El, când înțelegem lucrul acesta, ne oferă o dignă trupească, dar și sufletească. El ne oferă bucurie, dar și povață. El îți oferă curaj, îndrăzneală, dar și protecție. Binecuvântat să fie Domnul pentru protecția Lui. El ne înconjoară pe dinapoi și pe dinainte. Zice din altă parte, pui de leu duc lipsă și din foame. Dar cei ce caută pe Domnul, nu duc lipsă de niciun bine. Nu duc lipsă de niciun bine. S-ar putea să ai lipsuri. Și s-ar putea ca lipsurile tale să fie consecințele faptului că nu cauți pe Dumnezeu, nu te-a ajuns. Zicea cineva, atunci când avem probleme materiale, financiare, ar trebui să ne facem o analiză a vieții noastre și acum stăm noi cu dărnicia, cum stăm noi cu zecheala. Ar trebui să frate, cum să dau 10%? Știu că asta a fost o problemă cu care ne-am confruntat pe ce ne-am dus la Domnul. Și acum din camera sincerității, Domnul să binecuvânteze pe Ioana. Și a zis, Ioana, dacă Domnul ne dă atâta, ne dăm atâta Lui. Și a zis, bine. Dacă ne dă 2000 de lei, dăm 200 de lei. A zis, bine. Stai așa. Și dacă ne dă 3000 de lei, să dăm 300? Da. Păi și dacă ne dă 5000? Trebuie să dăm 5, da. Dacă ne dă 10000? Trebuie să dăm 1000, da. Ea înțelegea că pe măsură ce primea mai mult, era tot în dezavantajul ei. Și am zis, draga mea, să ne dea Domnul 1 milion. Și dăm noi 10%. Și Dumnezeu este Cel care a binecuvântat inima noastră, sufletul nostru. Amin. Și atunci când uitam de faptul că Dumnezeu nu te lipsește niciun bine, ca și pe altul la rândul Lui să nu lipsească niciun bine. Atunci când uităm de lucrul acesta, s-ar prea putea să avem probleme materiale. Și vreau să vă spun ceva, zeciuia la o comodă. Ziceam, frate, la noi biserică, toți dau zeciuia. Unii o duc la casierul bisericii, alții o duc la farmacia, ca tema. Alții o duc la spital, alții o duc pe la poliție, alții o duc pe la impozite și taxe. Și toți până la urmă dau zeciuia. De aceea, aș vrea să vă spun, mai bine o dăm Domnului, pomul Domnului, dăm ce pe alte bări. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, că atunci când noi înțelegem că tot ceea ce noi avem și tot ceea ce noi avem sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu ne binecuvântează într-un mod complet. Resursele Dumnezeu sunt complete. Dar îmi place așa de mult că resursele Dumnezeu sunt constante. El nu îți dă nici mai mult, nici mai puțin, mai puțin, dar El îți dă într-un mod constant. Proverbe 30, la versetul 8, la versetul 9, zice, nu-mi da nici sărăcie. Dar nu-mi da nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în verșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul, sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în greșel numele Lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin faptul că te-a răscumpărat și te-a adoptat în familia Lui spirituală, s-a angajat. Îți va purta de grijă. Cum a purtat de grijă lui Avram, în Egipt, a purtat de grijă lui Isaac, a purtat de grijă lui Iacov, în Mesopotamia, a purtat de grijă poporul Israel în pustie, le-a dat mană din cer, le-a dat carne acolo. Așa cum a purtat de grijă Domnul până aici, familiilor noastre, bisericii noastre, Dumnezeu se angajează că s-a purtat de grijă până la capătul vieții. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Un al doilea motiv, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru perspectiva Lui. Adică pentru ceva ce se poate împlini în viitorul apropiat sau îndepărtat. Și un lucru care se poate împlini, un lucru pe care tu îi putea trece,
este circumstanțele de criză, circumstanțele nefericite. Biblia spune aici, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, tu ești cu mine. În perspectiva aceasta a suferinților, Dumnezeu se angajează să fie cu tine. În perspectiva aceasta a crizei, Dumnezeu se angajează să fie cu tine. Pentru că dacă ne uităm în cartea profetului Isaia, capitolul 43, Biblia spune aici, acum așa vorbește Domnul, care te-a făcut Iacove și cel ce te-a domnit Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe Domnul, ești al meu, zice, dacă vei trece prin apă, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca, dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va prinde. Deci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău, îi dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba locul tău, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, eu sunt cu tine. Frașii și surori, Dumnezeu s-a angajat să ne poarte de grijă, Dumnezeu s-a angajat să ne binecuvânteze atunci când trecem prin încercări. Perspectiva lui Dumnezeu este unică. Doar El s-a angajat să treacă cu noi prin încercări. Perspectiva lui Dumnezeu este reală. Zice în versetul 25, tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi unși capul cu un de lemn și paharul meu este plin peste el. Oamenii se vor convinge de lucrul acesta într-o zi, pentru că Biblia afirmă că acest lucru este o realitate absolută. Uitați-vă la Apocalipsa 1:7 și mai am câteva secunde. Iată că el vine pe noi. Și orice ochi va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințile pământului se vor păci din pricina lui. Și voi să vă ridicați în picioare. A patrulea motiv pentru care trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu sunt privilegiile lui. Mulțumește lui Dumnezeu în dimineața aceasta la vedem pentru relația pe care o ai cu el. Relația ta să fie personală și permanentă. Mulțumește Domnului pentru resursele pe care le ai. Dumnezeu te-a binecuvântat. Mulțumește în dimineața aceasta Domnului pentru perspectiva lui. Perspectiva lui Dumnezeu e unică. Soțul sau soția te pot dezamăgi. Dar El n-a dezamăgit pe nimeni niciodată. El merge cu tine până la moarte. El se duce cu tine la spital. El se duce cu tine la spital oncologic. El merge cu tine până la marginea gropii. Pentru că e Dumnezeu care s-a angajat, că ne va purta de grijă, că se va duce cu noi prin ape, prin foc. Dumnezeu nu ne părăsește, gloria Lui. Mulțumește Lui Dumnezeu pentru că perspectiva Lui e reală. Toți vor vedea într-o zi. Că El va veni pe noi în cerul Lui. Dar nu uitați să-i mulțumesc pentru privilegii. Privilegiile Lui Dumnezeu sunt următoarele, pe care vreau să intrăm într-o rugăciune înaintea Domnului. Privilegiul de a fi un om împlinit din punct de vedere sufletește. Ați văzut oameni care au și sunt împliniți din punct de vedere material, dar neîmpliniți din punct de vedere spiritual. Dar ați văzut oameni care sunt împliniți din punct de vedere spiritual. Și atunci, chiar dacă n-au cele materiale, ei sunt întotdeauna cu inima mulțumită. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru privilegiul de a fi împărtășit în casa lui în dimineața aceasta. Biblia zice în versetul 6, și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Știți ce doresc în această dimineață pentru voi, dragii mei copii? Dragi mine, iubită biserică, pentru mine și casa mea, familia mea, copilașul nostru, soția mea, părinții mei, părinții noștri, pentru corul bisericii, pentru toți oamenii care sunt pe pământul acesta și care au dragostea aceasta de biserică, îmi doresc să rămânem în casa lui Dumnezeu întotdeauna și să mulțumim lui Dumnezeu pentru părtășia pe care avem cu El aici, în locul acesta, azi, aici și acum. Se mulțumește lui Dumnezeu pentru aceasta. Haideți să ne întoarcem inima ca și o poală de hârtie, cum se întoarce pe cealaltă parte. Și să ne uităm și să vedem ce avem pe partea cealaltă de hârtie. Motivele de mulțumire trebuie să continuă, frașii și surori, și pe parte și pe cealaltă. Și când e bine și când e rău. Haideți să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este cu noi în orice vreme și în orice loc. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru orchestra bisericii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea de aici, pentru sărbătoarea din această dimineață, pentru frații prietenii care sunt în casa Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea să intrăm în rugăciunea aceasta și să nu ne gândim ce va spune cel din stânga, din dreapta, din față sau din spate, ci să-i spune
Doamne. Doamne, îți mulțumesc pentru că am o relație cu Tine, Doamne. Pentru că mi ofer resurse în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru privilegii, pentru perspectivele pe care le avem de la Tine. Intrăm în rugăciune și mulțumim Domnului pentru aceste lucruri. Iar în încheiere, prin fratele Călin Dolha, ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Și cere binecuvântarea Domnului peste darurile de mâncare care ne așteaptă la balcon. Niciunul să nu părăsească biserica. Sunteți toți invitații Domnului Iisus Hristos. Împreună ne vom duce și vom avea părtășii în continuare. Dumnezeu să fie onorat și binecuvântat. Astăzi și în toți vecii vecilor. Amin.